Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Protecția consumatorilor, care pare să fie intrat așa într-o perioadă de hiperactivitate. E ca și cum vreun șef de pe acolo vrea cu tot din adinsul să apară mereu la televizor, de zici că vin alegerile mâine sau ceva. Mai e până la alegeri. Hai, liniștiți-vă nițel. Mai nou au dat un ordin pe care obligă toate restaurantele, mă rog, firmele care vând mâncare gătită, care gătesc mâncare și au meniu, deci restaurante, gen, dar nu numai, să scrie meniu și citez. În meniu, valoarea energetică și cantitățile de grăsimi, de acizi grași saturați, de zaharuri și de sare, declarația nutrițională și aditivii utilizați, informațiile privind tipul și cantitatea ingredientelor care depășesc o pondere de 20 de grame în cadrul produsului finit sau al mâncării furnizate de unitățile de alimentație publică. Adevărul că, uite, faptul că nu știu cantitatea de acizi grași saturați din mâncare, asta m-a dus la sară cu mără. Iar informațiile, potrivit acelui ordin, trebuie să fie înscrise într-un loc vizibil, ușor accesibil, lizibil, de neșters și nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografice lângă produs, pe un panou sau pe lista de meniu. Am încheiat citatul din acest ordin. Deci, bă, băiete, potrivit protecției consumatorului, nu știu cum le-a venit ideea asta. În fine, orice pui într-o rețetă și e mai mult de 20 de grame, trebuie trecut pe meniu cu cantitățile de grăsimi, de acizi grași saturați, de zaharuri și de sare, declarația nutrițională și aditivii utilizați. Înțelegeți? Adică să luăm o ciorbă de pui ala grec, de exemplu. E o rețetă, rețeta clasică are pui, ceapă, morcov, țelin, orez, niște ouă, mă rog, gălbenușuri, zeamă de lămâie, smântână, pătrunjel, sare și piper, asta. Și niște condimente, dacă faci, ești cârciumă, da? Și faci o oală de 20 de litri, faci, să zicem. Da. La o cârciumă rezultă că practic toate ingredientele au peste 20 de grame. Nu știu, sarea. Dar poate și sarea depășește la 20 de litri, s-ar putea să pui mai mult de 20 de grame de sare. Deci pe meniu trebuie să scrie așa: ciorbă de pui ala grec, 10 lei porția, după care fiecare ingredient separat cu cantitățile și proporțiile aferente de zaharuri, acizi grași, aditivi, etc., etc., etc. E un fel de domn al mâncării altfelului respectiv. Așa crede protecția consumatorilor că se face în Horeca. Eu aș face un experiment și vă dau scris că dacă ar, toate cârciumile ar trece toate aceste date la nivelul maxim, da? Deci le trec stas. Ce, că nu interesează pe nimeni? Nu interesează pe nimeni. Astea toate devin derizori. Cum a fost aia, știți, țineți minte că a apărut la un moment dat o chestie cu că ești obligat să scrii ca la becuri pe mâncare calitatea de la A la F sau ceva. Eu Nutri-Score. Da, Nutri-Score-ul? Bravo. Așa da. E, în hipermarket. Asta e, că vorbiți de Nutri-Score imediat. M-am uitat imediat și de două, trei ori la Nutri-Score când a apărut atunci și nu mai văd, nu mai știu unde. Nu mă interesează că... La fel cum sunt trecute toate urle, pe toate salamurile și pe toate exact, astea da. Și mă îndoiesc. Alea cu domne să scrie și scrie pe alea. Șuncă, 95% carne. Știi? Deci, ele, dar oamenii tot cumpără, că sunt foarte puțini cei care dau importanța acestor aspecte. Cu Nutri-Score, nu știu dacă Luca a aflat, dar cu eticheta Nutri-Score se întâmplă așa. Asta în principiu e o altă idee bună pusă în aplicare atât de prost, încât același ANPC interzice din luna noiembrie vânzarea alimentelor care au etichetă Nutri-Score, care trebuie să ajute la identificarea valorii nutritive. O desfințează? Dezbracă-te că... Da. Directorul ANPC România a declarat recent că unele mărci de telemea românească erau etichetate Nutri-Score cu litera E, care înseamnă să nu consum spre deloc. În timp ce brânzeturi provenite din Germania, Olanda, Franța, nu știu ce, nu erau etichetate cu Nutri-Score și se aflau poziționate în același câmp vizual, scrie ziarul Adevărul. Același director a explicat pentru Adevărul că, și citez, produse din carne ar fi în categoria D. În clipa în care adaugi o frunză de salată și o pui într-un sandwich, ele se duc în B sau în C. Înțelegeți? În schimb, cerealele fac parte din B. Deci varză, frate. Deci asta este problema. Iar cu ideea asta, cu să treacă cărciumarul pe meniu de la restaurant, toată polilogia asta, eu n-am văzut nicăieri în lume așa ceva. Sunt trecuți alergenii. Peste tot sunt trecuți alergenii. Sau, mă rog, în țările Uniunii Europene sunt trecuți alergenii frumos și în multe țări, dacă sunt folosite produse congelate, mai ales la fructe de mare. Să știi dacă sunt produse congelate sau sunt proaspete. Alea proaspete costă de obicei de 5 ori mai mult.
dar n-am văzut pe nicăieri și nu pot să cer cărciumarului vorba aia, a spus unul dintre patronii intervievați zilele astea, a spus, dom'le, ne cer să trecem și când s-a născut porcul sau găină. Da, da, da. E ridicol. Plus că sunt, gândește-te ce înseamnă asta pentru cantina de la colțul clădirii de aici de la noi, care hrănește corporatiști și are vreo 10-20 de feluri de mâncare diferite pe care le oferă în fiecare zi. Oamenii vin și iau, trebuie să faci meniu pentru asta. Plus că le schimbă tot timpul. Adică angajezi pe cineva care angajezi un scriitor. Adică pe cuvântul meu, parcă n-ar trăi în lumea reală, inventează lucruri de-astea. Știți care este de fapt chichirezul? Adică după ce impui o regulă ca asta care este imposibil de urmărit, practic creezi oportunități de șpagă. Vine inspectorul ANPC și vine și spune, dar carbohidrații și acizii grași saturați din bucățica de unt care are mai mult de 20 de grame, ei trecut pe meniu? Nu, șeful, păi stai puțin, grav. Știi cât e amenda? Hai să ne înțelegem. Și se ajunge la situația asta în care treci totul, că apropo de alergene, aia cu poate conține urme de nuci, care e scrisă și pe lapte și pe carne, adică pot fi urme de nuci practic în orice. Dacă vă uitați peste tot, pe aproape orice produs, scrie poate conține urme de nuci. Da, ideea e, deci știți ce? Uite, o sugestie pentru ANPC, ca să nu creadă că suntem numai distructivi. Hai, frate, mai bine impuneți o mărime minimă a literelor de pe etichetele de la diferite produse. Dar uite, puneți o etichetă, să fie minimum corp 10. Ca să putem să le citim. Și felul ăsta citim și știți ce? În rest, lăsați-ne că ne descurcăm noi. Nu chinuiți cărciumarii cu ideile voastre să mai apăresc pe la televizor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.